Ediție incendiară, doamnelor și domnilor, dezvăluiri și filmări zdrobitoare. Diana Șoșoacă, trădătoarea mișcării naționaliste, dovada că Șoșoacă e creația elitelor globaliste. Diversiunea lui Soros cu Șoșoacă, omul rușilor. Șoșoacă face jocul lui Soros pentru Lasconi și Joană. Cum a trădat Diana Șoșoacă electoratul naționalist? Doamnelor și domnilor, difuzăm un documentar cu înregistrări și dovezi cutremurătoare. Informația orei, inculparea lui Arafat pentru morții puhoailor. Alertele au venit după ce oamenii erau inundați și cu apa până la umeri. Întâlnire de taine la Palatul Cotroceni. Iohannis nu cedează. Cum se construiește al treilea regim Iohannis? Rocada de la Cotroceni și de la Palatul Victoria. Mutarea de ultimă oară a lui Ciolacu. Vorbim inclusiv despre dosarul momentului, inculpatul aleșinat după ce l-au înregistrat, filajul și interceptările care vor cutremura o țară întreagă. Doamnelor și domnilor, transmisiuni de la toate evenimentele acestei seri. Le mulțumesc invitaților mei aici alături de mine, invitați cu totul și cu totul speciali. Breaking News aici la România TV. Doamnelor și domnilor, difuzăm documentarul cu dezvăluiri și înregistrări zdrobitoare. Diana Șoșoacă a trădat mișcarea naționalistă. Cum a ajuns să fie omul lui Soros, care pozează, iată, acum în omul rușilor? Ia uitați imaginile și dovezile. Era cât pe ce să cădem în capcana unei uriașe diversiuni din spațiul public care poartă numele de cod Șoșoacă, omul rușilor. Astăzi, odată cu lansarea Dianei Ivanovici Șoșoacă în cursa pentru fotoliul de președinte al României, descoperim că există o grămadă de argumente care ne îndreptățesc să afirmăm răspicat pentru prima oară că avocata Diana Ivanovici Șoșoacă, președinte al partidului SOS România, nu este omul rușilor. Diana Șoșoacă este de fapt creația lui George Soros, inventată, crescută și ajutată să intre mai întâi în Parlamentul României și apoi în Parlamentul European, pentru a fi folosită de rețeaua miliardarului american la ruperea mișcării suveranist-naționaliste din România. Dianei Șoșoacă îi convine de minune eticheta de omul lui Putin, deoarece asta îi conferă acoperirea necesară pentru a-i face lui Soros toate jocurile posibile ca să distrugă curentul naționalist din România și implicit să distrugă orice șansă a lui George Simion de a intra în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Mai concret, Șoșoacă a fost inventată și creată ca să-i ajute pe iepurii lui Soros, Mircea Joană și Elena Lasconi și să-l omoare politic pe candidatul AUR George Simion. Cel mai credibil argument care demontează narativul Șoșoacă, omul rușilor, este acela că în timp ce Facebook, Instagram, YouTube și alte rețele controlate de Soros blochează orice influență rusească, orice știre despre vreo manifestare rusească din România, așa zisul om al rușilor este prezent peste tot. Diana Șoșoacă are expunere algoritmică exponențială pe toate aceste platforme. În timp ce toate mesajele propagandei ruse sunt blocate pe televiziuni și în presa online, Șoșoacă apare la CNN România, la Digi24, pe Hot News și pe alte site-uri soroșiste. Cum vă explicați că Șoșoacă se dă omul lui Putin în România, dar este preferată și împinsă pe Facebook, YouTube și Instagram de către americani? Vă veți întreba, poate, pe bună dreptate, cum rămâne cu vizitele sale la ambasada Federației Ruse, cu pupăturile ei în văzul lumii, cu vechiul și noul ambasador al Kremlinului la București, cu Catiușa cântată de ea în limba rusă. Ei bine, totul face parte din planul diversiunii, făcut ca la carte după manualul de dezinformare al serviciilor secrete. Un om al rușilor nu se expune niciodată ducându-se la chermezele organizate de ambasadă. Dimpotrivă, stă cât mai departe de mediul diplomatic folosit cu precădere ca acoperire
urmărire de către serviciile de inteligență. De ce nu este Șoșoacă omul rușilor, o spune și generalul Silviu Predoiu, fost șef operativ și director al SIE. Este foarte dificil să gestionezi persoane la vârf. Poți să ai persoane la vârf, că despre asta ați întrebat, da. Lideri de partide sau așa marcante? Miniștri, da. Miniștri, este foarte greu să le gestionezi din punct de vedere al securității legăturii cu ele, al dirijării în teren. Aduce mult mai multe riscuri decât profit. Să te întâlnești cu ei sau cum? Să te întâlnești, să le dai sarcini. Persoanele din această categorie sunt vizibile. Vorbeați de niște, ați dat niște nume mai devreme, da. Simionă. Trebuie să fii plecat cu sorcova să te pui pe cineva care e tot timpul în atenția tuturor televiziunilor, care e urmărit de servicii în mod explicit, care e protejat de structurile de informații ale statului. Tu cauți sursa informațiilor. Dacă vrei informațiile președintelui Senatului generic, nu trebuie să recrutezi președintele Senatului. Poți să recrutezi șoferul președintelui Senatului, secretara, femeia de servici de acolo, care să schimbe mouse-ul de pe birou cu un alt mouse care transmite până la 800 de metri. Și după aia a trimis tot felul de persoane din când în când să ia datele acumulate ca vizitator în Palatul Parlamentului. Și mai cu folos n-ar fi pentru demonstrația noastră să aruncăm un ochi în trecutul rezist al Dianei Șoșoacă, vopsită astăzi în mare naționalistă și suveranistă. În 2003 a făcut parte din guvernul Năstase, fiind consilier pe probleme juridice al ministrului delegat pentru comerț, Eugen Dijmărescu, acuzat că ar fi fost ofițer acoperit al Direcției de Informații Externe a Securității. Până în vara lui 2020, pe cele două conturi de Facebook ale Dianei Șoșoacă curgeau gârlă mesajele violente anti-Bor, anti-PSD, anti-Dragnea și pro-rezist. Șoșoacă se războia cu Popina Bor, îi ironiza pe pupătorii de moaște, susținea protestele din Piața Victoriei, îl acuza pe Dragnea că vrea să încalce justiția, clocotea de furie că vinovații pentru violențele de la protestul din 10 august 2018 au scăpat nepedepsiți, apăra DNA și pe Laura Codruța Chioveși, îl beștelea pe fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, distribuia masiv mesajele reziștilor Mircea Cărturescu și Victor Rebenciuc, dar și pe cele ale ONG-urilor Rezist, Funky Citizens și The Click. Rezista Șoșoacă îi apăra pe realizatorul TV Rareș Bogdan când era amendat de CNA, se ralia pozițiilor exprimate de judecătorul Rezist, Cristi Danileț, și de polițistul Traian Berbeceanu și, nu în ultimul rând, era trup și suflet alături de USR în campania Fără penal în funcții publice, scrie ziariștii.com. Cu Dumnezeu înainte, am spus, eu vreau să merg, este dreptul meu la liberă circulație, arătați-mi o hotărâre care îmi interzice dreptul la liberă circulație și la credință și n-am avut de unde. Am spus, în momentul ăsta vă dați la o parte, dacă nu, mă arestați. Nu m-a arestat nimeni, am luat oamenii cu mine și m-am dus acolo unde este locul poporului român, la biserică. Apoi, dându-și brusc seama că este o naționalistă anti-UE și anti-NATO, rezista Diana Șoșoacă a schimbat macazul și a dat jos roba de avocat și a îmbrăcat ea și a pus năframa pe cap și s-a dus la Iași să pupe moaștele Sfintei Parascheva. A îmbrăcat din nou roba pentru a-l apăra în sala de judecată pe arhiepiscopul Tomisului Teodosie. Le-a luat apărarea femeilor care aveau interzis în mănăstirea Frăsinei, devenind peste noapte o credincioasă practicantă și o apărătoare a Bor, o luptătoare împotriva lui Iohannis Ciolacu și altor trădători de neam și de țară. Și, ca să dea bine la prostime, într-o zi ne-a anunțat SEC că dita mai miliardarul George Soros s-a mobilizat împotriva ei. Promovând-o masiv, cineva, cu ghilimele de rigoare, a ajutat-o pe Diana Ivanovici Șoșoacă să ajungă în numai câteva luni la țintă, electoratul naționalist-suveranist. De aici și până la intrarea ei în Parlament nu a mai fost decât un pas, votul. Astăzi, trădătoarea electoratului naționalist din România, Diana Șoșoacă, n-are nicio șansă la prezidențiale. O spun sondajele. Ca atare, lupta ei nu are o altă miză decât aceea de a rupe 5% din voturi, un procent fatal construcției naționalist-suveraniste. Membrii partidului SOS s-au prins de mișcare și au început să o părăsească, s-au dus și la DNA să depună plângeri pentru că li s-ar fi cerut bani pentru funcții. În tot acest timp, visând plină de sine la jilțul din dealul Cotrocenilor, Diana Șoșoacă e supărată că o copiază usărista Nuții Lasconi. Și toată lumea se miră de ce se întâmplă asta. Că doar amândouă au același stăpân.
Multe transformări în această campanie electorală care stă să înceapă. Și asemănări, doamna Simona. Și asemănări suspecte, da, le-ați văzut pe amândouă, da. Frama pe... Oricum, felicit pe cei care fac astfel de reportaje. Am văzut că aveți o echipă foarte bună. Într-adevăr, sunt niște semne de întrebare foarte serioase și ipocrizia asta în funcție de cum bate vântul așa, este foarte greu de înghițit. Eu nu știu cum anume, cum ai trecut de la Chiove și sus, sărit în piață, hashtageală, antibiserică, de la nu vrem catedrale, vrem spitale, acum dintr-o dată ți-ai dat seama că ești creștină, doamna Lasconi, zic acum, îți pui trei cruci și faci mătănii, îți pui broboadă. Deci este absolut incredibil. Poți să-ți răspund eu? Au pretenția asta să-i creadă poporul. Pentru că găsește destul oameni destul de proști care se uită în gura ei și să creadă ceea ce spune. N-a făcut nimic concret până acum. Mă, dar absolut nimic concret. Dar sunt sute de mii de oameni de români care chiar acum se uită la noi și mulți o să mă înjure pe Facebook când le spun adevărul. Mă, fraților, ce a făcut Diana Șoșoacă concret în viața ei bine pentru dumneavoastră? Sau cealaltă doamnă care o copiază de nu știam care dintre ele este Șoșoacă și care este Elena Lasconi? Deci ce-au făcut bine pentru dumneavoastră să vă uitați așa ca oamenii în gurile lor să faceți exact ce vă spun? Sau să vă duceți să puneți votul pe ele? Să zicem că n-ar fi fost ele la putere și nu puteau. Dar ipocrizia asta, adică cum poți să crezi în cineva care odată zice ceva, a doua zi se răzgândește, că acum îți spune, domnule, îți va fi bine, votează-mă că mă duc eu la putere și te rezolv. Păi dacă tu minți, nici n-ai ajuns bine la putere și minți azi ceva, mâine zice altceva, dar cum ai putea... Da. Le e bine celor care au votat-o acum? Le e bine? Da, eu asta îi întreb acum. Vă e bine oamenilor? Eu să răspund acum, o să răspundă. Dacă n-au fost la putere, n-au fost la putere. Dar dacă tu din opoziție minți cu nerușinare, ce pretenții să mai ai când ajungi la putere? Ne faci praf când ajungi la putere. Eu cunosc bine pe Diana Șoșoacă. Este o fată inteligentă. Nimeni nu poate nega că este o fată inteligentă. Dar Diana Șoșoacă de pe sticlă nu este Diana Șoșoacă din realitate. Așa e. Diana Șoșoacă... Și vreau să mă creadă telespectatorii, pentru că am spus, o cunosc de multă vreme. Atunci când am cunoscut-o, Diana Șoșoacă nu era o femeie credincioasă. Ba chiar era împotriva celor care îndrăzneau să-și ducă copiii la biserică pentru a se ruga. Spunea că pupatul unor oase ar trebui să atragă o reacție din partea direcțiilor generale de protecție socială să le ia copiii la idioții care își duc copiii la moști. Era mai userist, așa? Da. Am asistat și la o discuție la un moment dat. Imediat după ce a ieșit senator, eram împreună cu soțul ei și cu încă un domn din anturajul dumneai care făcea parte din serviciile de informații. Și soțul a bătut pe măr și i-a spus într-un anumit context: noi te-am făcut senator. E o enigmă și pentru mine. Diana Șoșoacă nu avea anumită coloratură politică. Ar fi făcut orice să intre în Parlamentul României. Drept dovadă este faptul că înainte de a se înscrie la ură, în ultima zi, Diana Șoșoacă trebuia să se ducă la Partidul Ecologist din România. Să se înscrie acolo pe listă, era numărul 1 la Buzău. Ce a determinat-o să se oprească între timp la Poarta Aur? Nu știu, dar acum cred că George Simion a făcut o greșeală în momentul în care i-a acordat această șansă de a candida. Dar Diana Șoșoacă, trebuie să știți că nu este singura care se folosește de acest naționalism pe care și-l doresc românii. Mai și domnul Terheș, și putem discuta legăturile periculoase cu domnul Joană prin intermediul doamnei fost prim-ministru Dăncilă. Am o înregistrare, doamna Dăncilă a recunoscut că dânsa a fost cea care a semnat numirea domnului Joană pentru NATO. Da, e publicat. Păi gândiți-vă acum, de ce ar candida Terheș să rupă din votul naționaliștilor? De ce ar candida Diana Șoșoacă? Nu, acum... mă scuzați. Eu zic că doar la ordin. Doar la ordin pentru a-i crea, zic ei, un anumit culoar domnului Joană. Dar nu vor reuși. Haideți să-l întrebăm pe Luis Lazarus, că e alături de noi. Bună seara, Luis Lazarus. Bună seara, oameni buni. Candidează la ordin Diana Șoșoacă? Eu nu cred așa ceva, nu cred că ea candidează la vreun ordin, dar aș vrea să vă spun câteva lucruri. Apropo de această metamorfoză a Dianei Șoșoacă pe care ați ridicat-o voi acum în studio, că ar fi fost cândva useristă.
Eu am cunoscut-o pe Diana Șoșoacă în 2020, cum îți aduc și tu aminte, Simona, probabil, pentru că eu am început mediatizarea ei în timpul verii și după aceea voi m-ați întrebat la vremea respectivă dacă este o tipă ok, dacă putem să o invităm și la România TV. Împreună am făcut până la urmă lucrurile astea și pentru că întreba cineva în studio cu ce a ajutat ea, ea împreună cu mine și cu voi ne-am opus în timpul pandemiei în mod sistematic și am ajutat o groază de oameni. Dar stai puțin, Luis, că nu despre asta era vorba. Era vorba despre faptul că Zara vorbea mai devreme de faptul că ea nu era o femeie bisericoasă, credincioasă. Da. S-a transformat. Dacă este adevărat ce a prezentat, adică așa era, că nu știu, nici eu nu știu ce a făcut înainte. Dați-mi voie, doar un minut. Deci, practic, ceea ce s-a întâmplat în 2020... În timp ce noi o mediatizam, da, cu toții, eram și eu jurnalist atunci și chiar unul de succes. Deci, practic, noi am descoperit în, nu știu, cred că septembrie sau octombrie, niște postări care au început să circule pe Facebook și se pretindea că acele postări ar fi dintr-un cont al ei. Eu când m-am uitat pe contul au sabotat-o și au întrerupt și contul și au intrat și nu, și era și cont fals. Ei nu erau postările cu pricina. Deci eu nu știu de unde sunt postările alea. Contul de la cabinet de avocat Lazarus, de unde să fie? Da, mă, dar nu era contul. Eu nu l-am găsit contul ăla și pe contul. Păi Lazarus, tu nu l-ai găsit, tată. Tu nu l-ai găsit Doamna contul. Doamna Belantoni, sunteți un alt om care a stat un pic să spun că l-a șters, știi aceea, foarte bine Lazarus. După aceea a fost această discuție relativ la faptul că era înainte useristă și după aia a devenit bisericoasă. Eu vă spun că ea are probe, dovezi concrete, inclusiv înregistrări dinainte de 2020, în care se arăta ca o persoană exact așa cum e acum, naționalistă și bisericoasă. Deci există asemenea... Dar la guvern, la Năstase, acolo era? La Dijmărescu? Păi normal că era doamna Ingrid Ocanu, că doar a apărut în poze. Era, da. Bună seara, Amalia Belantoni. Bună seara, dacă îmi permiteți o întrebare pentru Luis Lazarus. Te rog. Prima mea întrebare când s-a prezentat Luis Lazarus la poarta mea și mi-a spus Amalia, dacă o susții pe Diana, are nevoie de tine, te rog, ajută-ne, ajută-o pe ea ca femeie, ca mamă. Și prima mea întrebare a fost, ce experiență, ce istorică are Diana Șoșoacă? Și Luis Lazarus, manipulatorul suprem, a spus, este deci curată ca lacrima, persoană niciodată n-a mai făcut mai politică. Luis Lazarus este un manipulator care haideți, Amalia Belantoni, vă rog. În maniera asta, din potrivă, ea m-a contactat pe mine, te aude, eu pot să-mi exprim un punct de vedere sau eu? Haideți să vorbim pe rând, da, vă rog, haideți să vorbim pe rând și fără jigniri, vă rog frumos. Uite ce spunea presa în 2020, doamna Simona. Nu este întocmai exact ceea ce a spus Amalia. Ea m-a rugat pe mine să vorbesc cu Diana, să intre în partid. Vreau să-mi răspundă dacă este adevărat sau nu. Nu ne putem înțelege, domnule. Păi vorbiți părând, domnul Lazarus, să așteptați un pic. Păi, dar nu trebuie să-i răspund la această întrebare? Păi stați să vă pun întrebarea, că n-a terminat să pună întrebarea. Vă rog, doamna Belantoni. Mi-a spus că vrea să intre în partid. La față în față l-am întrebat pe Luis Lazarus dacă Diana Iovanovici Șoșoacă a mai făcut politică. Nu spune că eu sunt cel mai bun, cel mai minunat. Acum, dacă n-ai reușit să mă cerc cu Diana, înseamnă că nu mai sunt bun, acum sunt manipulator sau cum? Luis Lazarus cu Diana Șoșoacă au format o echipă pentru a minți tot poporul. Au exprobat. Haideți să vorbiți pe rând, vă auziți, dar vorbiți pe rând, vă rog frumos. Aceasta, Amalia, nu înțeleg ce dorește. Luis Lazarus nu a băgat nici măcar un leu în campanie electorală. Diana Iovanovici Șoșoacă, dar tu ai băgat un leu în campanie electorală sau cum? Campanie electorală. Luis Lazarus cu Diana Șoșoacă. Eu nu aveam nevoie să bag bani în campanie electorală pentru că eu am o notorietate dincolo de medie și nu aveam nevoie să bag eu bani în campanie electorală. Amalia Belantoni, e sau nu Diana Șoșoacă omul lui Soros? Pentru că ne uitam mai devreme la documentarul care arăta dovezile. Exact, ați prezentat succint.
Deci că putem să dialogăm și da, dar vă rog, am întrebat Lazarus. Adică să se pună o întrebare, să se dea un răspuns. De ce Diana Iovanovici Șoșoacă folosește doar cardul partidului, niciodată nu are un leu în buzunar, deși ea este antisistem? Domnul președintele partidului nu trebuie să folosească banii partidului? Nu, pentru că el personalmente a fost prima care a abandonat România. Domnul președintele partidului, Lazarus, două secunde, doamna Belantoni. Stați un pic să ne răspundă, folosește cardul partidului domnul Lazarus pentru cheltuieli personale. Dar stați puțin să ne răspundă, lăsați-l un pic. Dar nu mă lăsați să vorbesc. Păi da, asta zic. Te rog, Luis. Deci, eu personal nu am nicio legătură cu carduri, cu semnături, cu conturile partidului. Doamna Belantoni, mai tași, tată, din gură un pic. Vă rog. Opriți-vă, domnule, cum se poate discuta ce înseamnă. Doamna Belantoni. Deci, vă rog, pe rând. Diana este președintele partidului. Oamenii, dacă donează în conturile partidului, Diana, împreună cu staful de conducere, poate să decidă să plătească un avion, benzină, deplasări. Da, face cheltuieli personale asta pentru ea, adică nu știu, își cumpără o geantă și au rochie. Eu nu știu așa ceva, domnule. Eu n-am văzut așa ceva. Cum ia zice doamna Belantoni, ce și-a cumpărat doamna Șoșoacă, că sunt chiar curios. Și-a cumpărat poșetă, ce și-a cumpărat? Nu știu, domnule, eu de așa ceva. Asta e o aberație, domnule. Da, lăsați ce s-a cumpărat? Cu bilete de avion poate. Doamna, cu bilete de avion poate, doamna, la restaurant poate să meargă, că doar... Doamna Belantoni, Lazarus, doamna Belantoni, când ați fost la Vatican, doamna Șoșoacă cu ce a plătit? A fost și cu copilul? Cardul partidului! Aia nu este corect dacă a plătit la copil. O masă sau ceva. Domnule, eu nu știu cu ce a plătit ea, că nu mă uit eu în conturile ei, domne. Haideți ca să facem o distinție. Ca să facem distinție între cheltuieli de partid. De protocol și de... De protocol pe care le poate face. La Vatican a fost în calitate de persoană fizică. Acum nu prea te duci în calitate de persoană fizică. A fost cu copilie. Și cu familia și te duci la Vatican. Te duci. Deci avea tot dreptul să-și cumpere bilete de avion mergând la un eveniment al partidului. Ce înseamnă asta? Așa este. Dacă este eveniment al partidului, dar doar pentru dânsa, nu și pentru familie. Așa e. Sunt filmări de atunci. Corect. Au fost conferințe, au fost întâlniri cu oameni politici din Italia. Chiar și Amalia a fost prezentă la fața locului și a fost și traducătoare ad hoc la câteva dintre aceste întâlniri. Păi n-auzi, deci, Luis Lazarus, că doamna Belantoni a cotizat. N-auzi că a cotizat, pentru că de asta a și depus plângere la DNA, că i-au cerut bani pentru funcție, ce ați făcut acolo, aia nu știu. Asta e grav, dacă a cerut bani. Asta este foarte grav. Pentru funcție atunci a cerut bani. Cineva a cerut doamna Belantoni bani. Diana Șoșoacă a vândut locurile pentru listele de Parlamentul României. Și aveți probe? Dom'le, eu nu am aceste informații, nu știu de unde le scoate. 50.000 de euro fiecare filială. Locul meu a fost vândut pentru 100.000 de euro. Și aveți probe? Adică cum ați aflat? Sau de unde aveți aceste informații? Că eu nu cunosc așa ceva. A, am înțeles. Toate deci aveți probe. În fața procurorilor sunt peste 12 plângeri depuse la DNA. Nu sunt singura care am depus plângere. Mai mult, toate plățile sunt făcute într-un grup infracțional organizat împreună. Domne, eu vă rog ceva. Să numiți o singură persoană, numiți o singură persoană care i-a dat o sumă de bani Dianei sau mie sau... Ce acuzați dumneavoastră acolo? Că eu nu am nicio legătură cu aceste lucruri. Eu nu pun oameni pe liste. Când mi-ați oferit un post de deputat pentru tăcerea mea. Cine v-a oferit? Asta acuzați extraordinar de grave. Cine v-a oferit? Că nu înțeleg. Da. Sunt foarte grave, deci nu pot să-mi imaginez. Stați un pic să ne înțelegem. Luis Lazarus v-a spus că dacă tăceți din gură, vă dă un post de deputat. Da. Păi el decide grav, acolo. Da. El decide împreună cu Diana Ivanovici Șoșoacă. Este omul. Eu nu decid nimic, domne. Eu cred că închid pentru că se un circa. Păi dar stați un pic și de ce? Adică singur om care să fi dat vreun ban cu atenție, un pic, atenție. Ce vroia să ascundeți? Ce să nu spuneți? Vroia să nu spun faptul că partidul este ilegal în sensul în care nu are niciun fel de organizare
cine să spună? Asta știam și altceva, că asta e de notorietate că partidul e legal. Doamnă, partidul, este interesant ce a spus lui Lazarus. Doamnă, stați un pic, doamna Belantoni, două secunde, că dacă ajungea și dumneavoastră în Parlament și făceați așa, două secunde, vă rog mult, doamnă. E interesant ce a spus lui Lazarus. Doamnă, doamna Belantoni, stați un pic să vorbim pe rând, doamnă. Amalia, oprește-mă un pic. Breaking news, doamnelor și domnilor, aici la România TV, mergem mai departe cu dezvăluirile. Inculparea lui Arafat, oamenii au primit low alert-ul când aveau deja apa la umeri. Ia uitați imagine și declarațiile. Ia uite ce dezastru! Bunisimă! N-am apucat să facem absolut nimic. Când am ieșit afară, deja apa era aproape să intre în casă. Am luat fetițele, le-am pus în mașină, că mai am o mașină, a ieșit cu ea în stradă. S-a oprit, am zis că speram să ies cu asta cu tata. Și nu s-a mai putut, am luat fetițele, le-am urcat în podul casei la o vecină aici. Și ca să mă întorc după tata, n-am mai putut. Deja apa era foarte mare. A țipat o oră, mai bine două ore a țipat să-l ajutăm, dar n-am putut. Nu am putut să-l ajut cu nimic. Am sunat la 112 de la ora 2 până la ora 6 dimineață, când n-a venit nimic. Atât ne spunea, salvați-vă cum puteți. Atât. La ora 7 și un sfert dimineață, a venit pompierii cu barca și l-au găsit peste stradă aici, lângă gard, l-au găsit decedat. Mesajele acestea ro alert ați primit? Nu știu ce scrie în ele. Nu am primit, noaptea chiar am primit după ce a intrat apa în casă. Cum ați primit acel mesaj de alertă? L-ați primit în primul rând? L-am primit după ce a venit apa. Nu ne-a ajutat pentru că nu a avut cum. Nu știu, nu pot să-mi dau seama cum. Că a venit așa odată brusc. Sunat la 112, ne-a răspuns cu greu de tot. Până a doua zi dimineață nu s-a mișcat nimic. Nu a avut bărci. Nu, la noi a venit de la București cu bărci de ne-a ajutat. Statul ăsta român este eșuat rău de tot, să primești ro alert după ce îți vezi tatăl mort la poartă. Ați văzut cum povestea domnul mort și luat de ape. Ia uitați ce se mai întâmplă în acest stat, doamnelor și domnilor. Bătăi cu parul, macetele și cuțitele pe străzi, dar și în spital. Ia uitați imaginile. În ce stat trăim? Oamenii ăia stau cu apa la gură, ăștia alți intră în spital și bat cu parii, cu macetele. Da.
Asta demonstrează că am ajuns un stat eșuat, doamna Simona. Dar rău de tot? Rău de tot. Asta înseamnă că mâine ar trebui să predăm cheia României și să plecăm mai bine în țara asta. Dacă am ajuns să se bată lumea pe stradă, ok, Bombardier se bat între ei cât ori vrea, acolo rai în casele lor, dar să te duci într-un spital, fie el și Pantelimon, acolo unde se omora lumea cu zile, să te mai duci să te bați acolo, să se lipească cetățenii cinstiți de perete, să nu fie și ei tăiați cu macetele și loviți cu bătele în cap, înseamnă că ne-am dus naiba ca țară. Vedeți, dacă șeful poliției îi vânează pe poliții și nu vânează infractorii din țara asta, de-aia s-a ajuns ca infractorii să stăpânească străzile, că am spus-o în repetate rânduri la dumneavoastră în emisiune. Dacă străzile nu sunt ocupate de poliții și de lege, sunt ocupate de infractori. Domnul, iată răspunsul. Nu vă supărați, trebuie să mai facem un lucru. Armată. Păi și băieții ăștia care au venit în poliția română, mă uit la unii dintre ei săraci. Nu este formare profesională, domnul Zara, dacă nu bași bani în formare profesională, normal că trebuie să ai polițiști care nu cunosc legea, ai polițiști care aici aplică legea. Teza de reacție, oamenii n-ar fi trebuit să intre într-un spital, acolo trebuia să fie paza spitalului în primul rând. Dar uitați-vă cine conduce anumite direcții din Ministerul de Interne. Cum s-a și murit în spital, doamna Simona, că așa normal. Nu se poate să intri la urgență și să bați medicii, pacienții care erau acolo la urgență. Ce înseamnă asta, doamna Simona? Nu avem legi care trebuie. Nu avem stat, nu avem forța statului care să pună... Uitați-vă cine conduce SIAS-ul. Nici măcar nu stare stația, să plimbă acum liber. Deocamdată mă uit la ce vrea să facă actualul încă președintele Klaus Iohannis, doamnelor și domnilor, cum vrea să rămână la putere și după ce își termină mandatul. Vrea să devină senator al României, așa cum l-a îndrumat să facă chiar Traian Băsescu, fostul președinte. Ia uitați declarațiile și imaginile. Este nevoie de o schimbare totală. Alt președinte, alt guvern, alt parlament, alte persoane promovate în funcții publice. Este nevoie de un suflu proaspăt în România. Ceea ce dorim noi este o schimbare a puterii în România. Noi dorim să preluăm puterea. Noi, Partidul Național Liberal. Nu mai există două partide. Un singur partid, Partidul Național Liberal nou, dorește să preia puterea. 10 ani de zile, domnul președinte Klaus Iohannis a fost un președinte independent. Mi s-a părut că domnul Klaus Iohannis 10 ani de zile a fost un președinte apolitic. Mi s-a părut că domnul Klaus Iohannis nu s-a implicat în viața politică și în campaniile electorale alături de Partidul Național Liberal. Dacă domnul președinte Iohannis ajunge prim-ministru, sunt ferm convins că are un plan al dânsului. Ținând cont că este un om de dreapta, poate dânsul mărește TVA-ul. Ce să discut cu unii pe care eu îi acuz de proastă guvernare? A fost premierul Grifco, da? Dacă a fost atât de naiv încât s-a dus acolo și n-a știut unde l-a dus Crina Antonescu, eu mă întreb cum poate să fie președintele României. Prim-ministru Iohannis sau președinte Mircea Joană, România va fi o pradă pentru rechinii ăștia. Căutăm o figură luminoasă, ca cea a primarului Iohannis, iar în spate ne așezăm noi cu toate năravurile noastre. Ați terminat? Ați terminat? Dragi români, vă rog să mergeți la vot. Fiecare vot contează. Votul tău poate să facă diferența. Iar înainte să votați, vă rog să vă puneți întrebarea pe care vă pun acum. Vă merge mai bine? Cred că e prima dată în viața lui când lumea care poate să ia decizii nu apreciază faptul că e înalt și frumos să-l pună pe o funcție. Hai să nu spunem frumos, să spunem frumușel. Cred că domnul președinte nu a îndeplinit niciun criteriu pentru o funcție
de nivel suprastatal. Poate să facă ce am făcut eu. Am candidat, am fost senator. Pe urmă am candidat și pentru Parlamentul European, am făcut un mandat complet ca europarlamentar. Deci nu ești numit, nu te pune cineva pe o funcție mai mică. Ești ales. Să vedem, doamnelor și domnilor, cum vor fi zilele lui Klaus Iohannis după plecarea de la Cotroceni. Ca al PNL-ului, doamna Simona, cum să fie? No, domnul Iohannis are... Va ajunge senator, oare? Este din punctul meu de vedere, dacă Parlamentul României va admite să încalce Constituția, în speță articolul 84, incompatibilități, în sensul că președintele nu poate fi în timpul mandatului membru al unui partid politic. Dacă lucrul ăsta se va întâmpla... Vreau să văd și eu un procuror cu cohones care să ia pe ăștia în dubă, cum a băgat cultura în dubă mai demult când protestau românii la mine. Și să-i ducă la parche pe cum încălcăm Constituția de dragul unui om. Iohannis ar trebui să răspundă la cel puțin două întrebări. Din punctul meu de vedere, are sau nu cetățenie germană și când a luat-o? Da, nici și nu doi, ba, contează, doamnă. Da. Contează foarte mult, pentru că dacă informațiile... La ce nivel este, vă dați seama că asta este ultima informațiile, problemă nu, ba, da. Exact, pentru că dacă informațiile sunt așa cum știu eu, dar domnul Iohannis a trebuit să mă răscă. În momentul în care și-a luat cetățenia germană, a renunțat la cetățenia română, pe care și-a luat-o ulterior. Pentru că statul german te obliga să renunți la cetățenia țării din care provii. Da. A doua mare problemă, din punctul meu de vedere, este dacă domnul Iohannis a colaborat cu serviciile de informații pe vremea comunismului și dacă a colaborat cumva și cu serviciile de informații germane. Nu, eu aici sunt întrebări. Nu, puneți așa niște întrebări după ce își termină omul mandatul. Păi eu le-am pus de mult. Adică uitați-vă cum a preluat încă o dată Forumul Democrat, patrimoniul grupului din German, am mai spus. Și vreau să spun că am auzit domnul Ciolacu, am înțeles că zice că domnule trebuie să candideze orice om are dreptul de a fi ales. Așa este. Toată lumea are dreptul de a fi ales și domnul președinte Iohannis are dreptul de a fi ales. Dar trebuie să-și dea demisia din funcție și să se ducă pe listele, pe PSD, PNL, unde vrea dânsul și să candideze. Pentru că știți, mai sunt exemplu, uitați, polițiștii de penitenciare. Domnul Dorobanțu, dacă vrea să candideze, are dreptul să candideze, dar trebuie să-și dea demisia din funcția pe care o deține. Exact. Magistrații, la fel, oamenii din servicii, militarii, la fel. Și ei au dreptul de a alege ca oameni, de a fi aleși și de a alege, de a fi aleși mai ales, că despre asta este vorba, dacă își dau demisia din funcție. Există anumite categorii profesionale care nu pot să candideze pe listele unui partid, pentru că nu pot face parte, potrivit Constituției, din partide politice. Deci nu asta este problema, că nu poate candida domnul Iohannis. Poate. Poate candida, dacă își dă mâine demisia, nu-i niciun fel de problemă, se înscrie ce partid vrea dânsul. USR, PNL, PSD. Avocatul poporului. Sigur că da, care ar fi trebuit. Eu mă așteptam să iasă. Bine, da? E posibil să fie o chestiune de incompatibilitate, să nu spună opinia înainte. În afară de membrii AUR care și George Simion care au luat atitudine, vă că restul morți. Rare și cu batistuțe. PNL-ul e clar. PSD-ul bate câmpii, nu spune domnul Iohannis. Chiar sunt împiți românii ăștia. Vă rog, domnul Dorobanțu. Ce are Klaus Iohannis toată conducerea PNL-ului la mână? De se complace PNL-ul să fie călcat și batjocurit zilele cu acestea? Cu rezultatele interceptărilor și ascultărilor ăla pe care le are de pe la servicii. Probabil, da? Nu știu, întreb. Pentru că altceva, nu știu explic ce ar de ce se biciuiește singur PNL-ul în ultimele zile, făcându-se de râs cu o asemenea anunț. Se face de râs PNL-ul. Cu ce are la mână, nu pot să-mi dau seama. Poate ne dăm seama după încheierea mandatului. Pentru că domnul Băsescu a zis că a zis și dânsul. Nu s-a dat nicio lege pentru domnul Băsescu. Deci până nici pentru Băsescu nu s-a dat nicio lege ca să candideze. Care era mai șmecher decât după aia au luat și toate privilegiile lui Traian Băsescu. Da. Doamnelor și domnilor, în 10 secunde revenim aici la România TV. O să vedeți profesorul universitar, hărțuitor sexual, dezvăluirile momentului, cum i s-a făcut rău, a căzut din picioare când a văzut interceptările, cu cine vorbise și ce plănuia. Imediat revenim în doar 10 secunde.
faci parte din partidul politic. Doamnelor și domnilor, sunt dezvăluirile momentului. Profesorul hărțuitor și agresor sexual Alfred Bulai a căzut din picioare în momentul în care procurorii au pus în față interceptările, ce vroia să facă și ce plănuia. Bună seara, Laura Duță, care vine cu toate informațiile. Da, bună seara, Simona. Sunt înregistrări care l-au speriat pe Alfred Bulai. Cu toate acestea a încercat să cumva să influențeze martorii. Un exemplu, spun anchetatorii, secretara sa înainte de audiere a mers cu ea la un bancomat și au scos niște bani. De asemenea, a vrut să intimideze mai mulți martori care au dat declarații în fața parchetului. A căzut din picioare, a văzut toate interceptările pe care le aveau procurorii. Spre exemplu, sunt fabuloase interceptările dintre Alfred Bulai, profesor la SNSP și un alt profesor de la SNCPA, sociologul Marius Pieleanu. Întrebat de profesorul Pieleanu ce face cu toată această anchetă și ce va face cu funcția care o are la facultate, era chiar înainte să-și dea demisia de la SNCPA, spunea că bineînțeles și din facultate vor să ca acesta să dispară din SNCPA pentru a nu intra în tot acest scandal. Atenție, spunea Alfred Bulai profesorului Pieleanu că sunt debilități absolute tot ce au declarat studentele, pentru că sunt fapte de acum 20 de ani. O fi făcut ce o fi făcut el în toate acele întâlniri pe care le-au avut intime când mergeau prin țară, dar niciodată n-a negat acuzațiile nici în aceste interceptări. Iată, acuzat de fapte foarte grave pentru care riscă 5 ani. Spunea de asemenea profesorul înjurând că până în acel moment erau 9 declarații împotriva sa. Mulțumesc, Laura, pentru toate aceste informații. Ne uităm la cazul acesta. Adică nici nu-ți imaginezi că un astfel de om... Și îngerii de la SNSPA, da, care știau tot, cei din conducerea SNSPA, ei sunt ocupați de politică, de altceva. Ei, dacă ești patriot, ești naționalist, ești de extremă dreapta. Dacă zici ceva, intervine domnul ăla, rectorul. Toți știau ce se întâmplă acolo, știau... Nu, dar știți că acolo predă domnul Coldea. Deci domnul Coldea, care acum are și niște restanțe în toamnă, înțeleg că acum, acum se domnul acolo restanțe. Predă ministrul învățământului, nu știu. Aia cum să nu mai spunem, dar nu zic că da. De știut. Adică ce domnul Coldea nu știa ce se întâmplă în facultatea aia și doamna Coldea știau. Care nu e activă. Dacă nu știa, avea obligație să știe ingrijit. Știau. Știau adică toți. El ne-a ascultat pe toți, dar nu știa fix ce se întâmplă cu colegii dânsului și înțeleg că fetele alea fetele alea au făcut niște sesizări cu mulți ani înainte, care au fost băgate în niște sertare. Sunt și alți profesori. Dosare, cred că sesizările au fost băgate și niște dosare, probabil că i-a ascultat domnul Coldea și după aia a zis, bă, eu vin la voi la facultate, dacă mă picați, vă ard. Nu, sunt și alți profesori. Nu e fi șantajat domnul Coldea, nu cred că. Și alți profesori care au procedat, spun eu, nu tocmai ortodox, cu anumite studente care își dădeau examenele de licență, de master. Ia să mai caute presa pe acolo, să vadă ce se întâmplă la fosta Ștefan Gheorgheu. Că aia e fosta Ștefan Gheorgheu, o facultate de nimic, care nu pregătește copiii pentru absolut nimic. Și păi de acolo iau o căruță de bani. Toți sunt majoritatea dintre ei. Hai să spunem, domnul ăsta, rectorul, are legături cu serviciile de informații, cu serviciul român de informații sau nu? Uite, îi pun o întrebare publică, să răspundă. Rectorul de la SNSPA. Să răspundă ia, și că poate vă rectorul și decanul. Da. Nu, asta este șocant la acest caz. În acest caz este șocant colega acolo. Noi ne uităm siderat ce s-a întâmplat, da, timp de atâția ani de zile și nimeni din conducere, bun, se mai întâmplă să mai fie peste toți oameni care au dereglări, pentru că este clar un fel de dereglare psihică doamna să faci așa ceva. Omul acesta, Alfred Bulai, era aproape de pensionare, sigur. Înțelegeți? Da, 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 domnul, era de ieri de azi acolo. Exact, da, domnul, asta spun. Da, domnul și Pieleanu. Nimeni să nu vină să răspundă și da, să domnul Pieleanu care era marele. Nu avem probe că nu putem. Și au apărut în presă mesajele pe care le trimitea lui Birceal și discuțiile cu Birceal. Nu, a ieșit chiar doamna. Adică va da și dumnealui explicații pentru toate aceste lucruri. Doamne, le mulțumesc invitațiilor mei, doamnelor și domnilor. Mergem mai departe cu edițiile eveniment în această seară. Ioan Corpoș, bună seara! Bună seara, Simona! Bună seara, stimați telespectatori! Începe ediția eveniment imediat. George Simion l-a prins pe Raed Arafat. George Simion, în doar câteva momente, în direct, chiar de acolo, din mijlocul dezastrului, doamnelor și domnilor, dezvăluiri cutremurătoare, oamenii lăsați
să moară în ape. Ne-a dat alerta când eram cu apa până la gât. Asta spun oamenii disperați de acolo. George Simion, cum nu l-ați mai văzut, stimați telespectatori, dezvăluiri uluitoare. Simion adună oamenii din mâl, demascarea lui Raed Arafat în doar câteva clipe. Avem înregistrări de ultimă oră ridicate de poliție, încăierarea bandelor pe străzi și în spital, alertă națională. Imagini din dosarul momentului cu vedeta abuzată. S-a dus la dentist și i-a băgat sub limbă drogul violului. Vedeta a fost cărată de doctor în apartamentul său. Premieră națională, stimați telespectatori, difuzăm imaginile din dosarul condamnării. În exclusivitate, anchetă jurnalistică de amploare, dovezi cumplite, cum a prostit Mircea Joană poporul, noi secrete murdare, filmări cu Joană, cum i-a trădat pe toți, filmul traseistului, trădătorului și profitorului Joană. Doamnelor și domnilor, Lasconi și camarila ei din dosarul procurorilor. Îi demascăm imediat. Primele imagini cu Leana și gruparea coruptă. Și așa cum anunțam, iată, deja Cătălin Grădinaru se află acolo, doamnelor și domnilor, în județul Galați, la Pechea, acolo unde oamenii au fost pur și simplu luați de viitură. 7 morți, imediat în direct cu noi.